Da. Doamna Balint Elena Gabriela. Domnul Pezăro Petru. Prezent. Domnul Filip Costică. Domnul Călățan Ionel. Prezent. Domnul Hedgelegiu Samuel. Prezent. Domnul Neagu Neculai Dan. Doamna Ornu Camelia. Doamna Pușcuță Tanța. Domnul Rafaela Adrian. Prezent. Domnul Rafaela Ciprian. Doamna Vântul Livia. Prezent. Supunem vă rog procesul verbal al ședinței din 28 aprilie 2023. Mulțumesc frumos. Doamna primar, te pune la vot ordinea de zi pentru care este, da? La ordinea de zi a spus proiectul de convocare. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru filmarea și difuzarea integrală prin servicii de înregistrare audio-video a ședințelor Consiliului Local Odobești și a evenimentelor culturale aprobate de Consiliul Local și organizate de Primăria Odobești. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind asocierea cu județul Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap de pe raza Comunului Odobești pentru anul 2023. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor SECE Compania Rompress Service S.A. conform raportului expertului cooptat de către ADIS Bacău, de către UAT-urile membre, parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2957 din 6-5-2015, iar la numărul 4, întrebări, interpretări, răspunsuri și orice alte probleme. Deci supunem la vot ordinea zi pentru care ați fost invitat la ședință. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Invităm pe doamna Vântul Livia, președinte din ședință, să conducă ședința. Da, începem cu numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru filmarea și difuzarea integrală prin serviciul de înregistrare audio-video a ședințelor Consiliului Local Odobești și a evenimentelor culturale aprobate de Consiliul Local și organizate de Primăria Odobești. Doamna primar. Noi am avut un contract, după cum știți, pe 5 ani la alt Consiliu Local a aprobat acest contract. Din acest motiv am inițiat iar proiect de hotărâre, pentru că în luna martie acest contract a expirat. Ați primit proiectul de hotărâre în copie, dumneavoastră hotărâți. Da, sunt discuții. Eu v-am scris. Da, domnul mulțumesc. Doamne primară, o întrebare. Să ne spuneți, să spuneți mie, de exemplu, că nu vorbesc, că nimeni ne interesează, dar cât costă filmarea? Ca să una spun, dintre oferte, doamna care, societatea, doamna este aici prezentă, este de pe SICAP, deci noi acest ofertă le luăm de pe SICAP, e posibil să fie alta și mai ieftină. Dacă dumneavoastră o să hotărâți, dumneavoastră consilierii, că aceste ședințe trebuie filmate, dar dumneavoastră personal v-ați manifestat această dorință în alte ședințe. Așa este. Da. Prețul de 670 de roni lunar fără TVA. Adică nu suntem plătitori de TVA, nu da. Se adaugă. Da, atunci e greșit. 60 de milioane, nu? Da, scrie, nu suntem plătitori. Da. 600, 6 milioane și 6 milioane 670 de lei. Da. O a doua întrebare aș avea, asta e, nu este mult, 6 milioane de exemplu pentru asta e numai pentru ședință sau pentru orice? Pentru orice eveniment, dar evenimentul... În luna respectivă, să faci orice eveniment? Nu, contractul este, o să vedem, eu cam deodată pe ăsta o să-l încheiem anual, pentru că la anul vor fi alegeri și nu... Nu la asta am vrea să mă refeream la următorul lucru. Mă refeream la evenimente, da? Da, dacă e 6 milioane, 600 de lei, de asta eu vreau, eu o să și o... pentru orice eveniment. De câte ori este chemată, aveți evenimente culturale da. De primărie Odobești, este da. Chemată televiziunea și este filmată cu banii ăștia, da? Da, 6 fiecare filmare dar separat. Dar evenimentul va fi... Fiecare filmare e separat, așa. Nu.
Da. Nu, pe lună. Pe lună, deci orice film mare, de exemplu. Poate fi filmare, de exemplu, tot ce asta. Poate fi una, tot ce asta. Da. Da, asta, eu v-am cerut clasificat din cauza... Da, mulțumesc. Anul va fi ca mulți alți ani care curg de viața noastră. Da, da, fost liniște, la urmă știam, a fost liniște timpul alegerilor. Nu, fost. Dar știu că, în general, cam atât, un an de zile și următorul domn primar sau doamnă primar, pentru că eu oricum voi ieși primar. Asta, asta așa, ca să știu, să știu chiar te simt, domnul Tădălățară. Nu, 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 să știți că chiar dacă n-am știut. Atunci își încep ca să revenim de la glumă, reîncepem contractele. Dar primarul a zis că nu candidează, Gălățeanu a zis că candidează. Ba da, Gălățeanu a zis că mai candidează o singură. Băi, dar tu îmi spui tu în ea și o zi Gălățeanu, Gălățeanu, în el, știi ce o zi? Da, parcă a spus dublură. Frate Rigeam. Asta e, Rigeam înțeleg. Gata. Da. Asta e transmis cu frate Rigeam, îți transmit corect informațiile. Mai sunt discuții? Să punem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cam a fost de sumă, fost pentru. Dacă nu spunea să vă asociez că eram împotrivă. Da. Numărul 2. Proiect de hotărâre privind asocierea cu județul Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap de pe raza Comunei Odovești pentru anul 2023. Da. Acest proiect de hotărâre îl știți dumneavoastră. În fiecare an noi aprobăm o contribuție. Am avut până acum doar. Sunt comune care pun 65%, știu eu cât pun, noi am pus doar 35%, de atât ne permitem. La fel și anul ăsta. Am propus eu, dumneavoastră. De 100%. Nu de unde, că pentru evenimente din genul ăsta... Știu. Da. Da. Când, știți că avem trei, da? Trei persoane cu... Nu tot, le putem toate, numi... Toate aceleași trei persoane. Aceleași, da. Nu le putem numi handicap, că sunt persoane care nu se gândesc. Nu mai zici, nu... nu mai aveți voi să mai zici. Nu se mai zice. Nu, deci de prima zi. Da, stai, că am cezabilități. E lege. În luna decembrie, spre exemplu, suma a fost de 4.168. Anul ăsta nu ne-a venit încă nimic, că eu nu-i pot... Pe lună. Nu, doar pe lună. Pe lună, 4.168, împărțit la trei. Da. Deci pe toți trei. Pe toți trei, 4.168. Da. În termen vechi, 41 de milioane. 41 de milioane, da. Împărțit la 3. Deci 11-12 milioane de fiecare. Uia. Da. Asta fiind mai contribuția noastră de 35%. Dar să știți că îți cheltu mult. Sunt convinsă. Asta Dumnezeu să apere toată lumea. Da, mă scriu eu la cuvânt. Da, pot fi, domnul. Mulțumesc. Da, într-adevăr. Știm, cred că toți, de aceste trei persoane. Era mai bucuros că dacă vine unul în familie, să fie luat în familie și să fie angajat în asistență social. Dar cred că acolo au mai multe condiții și mai mult specialiști care cred că necesită... Da, e vorba de specialiști. Da, necesită medic în casă cu omul. Asta este că e Corbuneanu, nu? Cine? Maloa Păpăloai, Stax-Tix. Știți cine la citești? Da, așa. Și alu Pălică 2. Alu Pălică 2? Da. 2 sau Pălică? 2. Păvăloaie. Păreri de rău, asta este. De asta e viața, de exemplu, trebuie să ne însușim. Exact ce o să-ți doamnă primar, că nu ne permitem decât 35%. Eu am fost în niște cetinezi și am văzut. Și acolo, să vă spun sincer, dacă te duci ca un om sănătos să vezi ce fac aia, a doua oară nu vrei să mai treci măcar nici să vezi. De adevăr este, au nevoie acești copii și tot, de adevăr sunt totalitate de acord. Domnul, opțion. Așa din alternat. Da. Da, mai sunt discuții? Să punem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Da, numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor SC Compania Aeroporturi Servicii
18 act conform raportului expertului postat de către ABIS Bacău de către OAS-urile membre, parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180 pe 2957 din 6, din 06-05-2015. Da. Da. Deci, domnul Presto a solicitat modificarea taxelor. ADIS-ul a făcut contract cu un expert. Am tocmit un audit. A constatat că prețurile sunt mai mari decât vor OAT-urile. Aveți în materialele dumneavoastră un tabel, da, unde scrie tarife propuse. Primele sunt propuse de luni preț, da? Iar al doilea, a doua coloană, sunt tarifele propuse de în urma analizei auditului. Problema este că noi, până acum, am avut un alt tarif. Cine interesează pe noi la nivel de populație, la nivel de cetățenii ai Comunei Odobești, este acest tarif pe deșeuri menajere, care Rompresto propune 481,78, auditul propune 456,16, iar prețul până astăzi a fost de 318,41. Este la bancă. Astăzi, prețul este de 318,41. Într-adevăr, la celelalte deșeuri, sunt prețuri care ne avantajează, cum ar fi la cele reciclabile, da? Rompresto 719, auditul 703, a fost 1414. Deci astăzi va fi la jumătate. Biodegradabile. Rompresto 1744. Deșeuri municipale biodegradabile, de toți la noi nu avem, deci nu am avut niciodată. De asta vă spun că pe noi nu ne avantajează sub nicio formă. Chiar dacă prețurile sunt la jumătate din ele, cum ar fi și la voluminoase, da? Unii intră mobilier, știu eu, televizoare, ce mai aruncă omul. Asta la televizor puteți să faceți un concurs. Acum vorbim despre prețuri și după aia... Da? Prețul era 707, acum l-au făcut 1060. Da, noi nu prea avem, deci nu prea avem, că nu avem aproape de loc. Deci noi singurul deșeu este deșeul menajer, 1. Trebuie să mai dăm și de la asta, la reciclabile. Da, bine, acolo o dăm. Dar la foarte puțin, ușoare peturile. Se mișcă eu. Ce simplu spui, de exemplu, ușoare, de exemplu, puțin cu puțin sau adună mult. Dar să știți, normal eu aș propune, aș vrea, dacă permiteți, doamna președinte, să mă scriu la cuvânt. Da, poftiți. Eu am venit cu propunerea, de exemplu, să canalizăm oamenii, să focalizăm oamenii, de exemplu, să nu zicem selectiv, să acoperim, că noi avem o tărâie de consiliu local până astăzi, că doamna primară a spus că 318 a fost înainte și acum e 456,16. Să știți că normal va crește costul pe persoană. Obligator. Dar nu să știți ce se vor întâmpla cu celelalte OAT-uri. Noi suntem adesă o asociație de primărie, de consilii locale. Eu aș pune o întrebare acum dumneavoastră, pentru că foarte bine ați punctat. Păi vicele-i delegat acolo și-au spus el și-au obținut măcar vreun lucru. Dar l-ați lăsat să înceapă discuția, poate vrea să vorbească. Eu știu, eu din sus sunt sigur, de exemplu, nu știu asta, de exemplu. A, bă, ce-ți vorbim, asta, să nu se supere pe mine, de exemplu, nu am nicio asta, dar noi avem acolo om, ca să avem om, dar restul, de exemplu, eu nu știu dacă, nu ni s-au adus la cunoștință consiliul local, că este delegat la ADIS, că au fost la ședință și să vină la o singură ședință. Eu am fost la ședință la școală, ca la administrația asta, cum zic, și la școală, la... Deci, la consiliul de administrație, așa? Și am venit și v-am adus la cunoștință consiliul. Eu n-am adus, eu normal, nu știu dacă, cred că când n-am lipsit, eu n-am lipsit niciodată la ședință, n-am auzit niciodată. Dar n-ați spus tot. Poftim? N-ați spus tot? Așa crezi tu? Da. De ce? Pentru că la consiliul de administrație, la școală, că intrăm în altă, așa n-ați spus că ați votat soldați pe la afară. Uite,
Surprinderea ta, e la chiar la ședința aia n-am fost. N-am fost, domnul Gădeni. Eu singurul care a fost, care m-am abținut, când eu vreau să-i iei calificativul și a fost în ședința respectivă, și m-am abținut că a zis, cum l-ați evaluat, de exemplu, i-ați dat, și că v-ai venit băut, nu știu ce, uite, și m-am abținut. N-am votat nici pentru, nici împotrivă. M-am abținut. Iar la urmă, păi dacă vă aduceam la cunoștință, dacă... A, dar mi-ai adus-o, că eu... Păi n-am fost la ședința. Păi dar n-am zis că n-am fost la ședința aia. Acum am știut, n-am știut că n-am spus. Mi-au zis dimineața să mă duc la să viu la Bacău. Doamna președinte, deviem de la subiect, da? Nu trebuia să-i dau răspuns. Iar aici așa cu prețurile este, doamna primar, de exemplu, vă spun dumneavoastră, noi trebuie să veniți imediat cu hotărâre, dacă se aprobă la ADI, trebuie să măriți prețul la populație. Dacă de la 3.180,41 la 4.560,16, eu cred că... Domnul Gărățanu, eu nu voi veni în ședința de Consiliu cu asemenea propunere, pentru că mi-e rușine, da? Mie... Cum o să acoperiți costurile astea? O să vedem, prin Consiliul Local, o să găsim o posibilitate. Păi bine. Prin munca cu omul, cum a spus, să selecteze dintr-o dată. Asta dacă s-ar selecta și s-ar duce selectate. Și s-ar duce gunoaile astea selectate și să luați... Eu din majorat nu voi propune să fie mai majorat și am discutat și aici, am discutat și separat. Nu mi se pare normal, este foarte bine că politica nu e la nivelul Comunei Otopești, prețurile nu sunt puse de către Comuna Otopești, nici de dumneavoastră, nici de mine, dar când mergi la Rafaela Adrian și plătești impozitul pe casă și pe teren de 200 de lei și plătești taxe de salubrizare de 600, atunci stai și te întrebi, e normal că nu ți-o plătește. Și noi degeaba o mărim, pentru că ei nu au. Noi suntem o comună care nu avem bani. Cetățenii nu au bani. Sunt cetățenii bătrâniți sau o parte care nu au niciun loc de muncă. Sunt total de acord. Și așa este mult mai mult la salubrizarea pe persoane. Să știți că și așa să cai în oameni cât... Așa este, asta e adevărat. Nu scoate gunoiul. Zici, doamne, nici n-a scos gunoiul și plătesc. Vede și plătesc gunoi. Asta este și un motiv, pentru că dacă ați merge într-o miercuri, astăzi este miercuri, da, să zicem miercuri care vine, o să vedeți că nu există nicio poartă care să n-aibă tot beronul scos. Și surplus. Că am fost și eu, și de surplus. Curiozitate. Da? Și da. Surplus. Și saci alături, și te uiți în saci să vezi ce au. Da, mă rog, asta e altceva deja. Eu vă spun sincer, normal, la mine nu se vedeți niciodată coșul. Vă rog să nu mai vorbiți, când le dați foc. Nu, am centrală, doamne. Știu, ați spus, le dați foc. În sac nu îți dau foc. Bag în centrală. Eu strâng toată vara și dintr-un sac mi se ridică temperatura la 45 de grade. Vă spun și cât să vă... Încălziți apa la baie. Nu încălziți, că... Poluați aerul. Nu. Vine din congelator. Ce vorbeai de centrală, la mine? Nu. De ce vrea să se facă? Păi, dar nu iese fum din centrală. Păi și dacă bag și lemn, tot fumez? Spuneați, domnul Gărățanu, că sunt de formă doar acolo în AGA, ADIS sau ADIM. Dacă citiți la articolul 3 din proiectul de hotărâre, spune că se împuternicește domnul Egegiu Samuelav în calitate de reprezentant al Comunei Otopești, adunare generală a Asociației Dezvoltare Comunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 și 2 din prezenta hotărâre în adunare generală. Asta înseamnă că eu nu am voie să votez acolo pentru dacă în Consiliul Local s-a votat împotrivă sau invers. Eu duc votul din Consiliul Local acolo. Ce mi-ai zis acum? Ești departe tare de ce vrea să... Tu până acum când ai fost în urmă, mi-ai zis vreodată că tu ai fost în Consiliul și s-a discutat acolo? Acolo numai asta s-a discutat? Tu spui tu mie, care eu mă duceam acolo și știu ce s-a discutat? Păi vedeți, tu spui tu mie de asta. Tu numai atâta de... Tu numai atâta... Să nu spun ea de exemplu, eu îți dau mai multe exemplu, mai trebuie să mă țin. Mă țin, dacă vrei să mă țin, vrei să-ți dau... Cum vreți? Vrei să-ți dau... Păi tu când am avut azi, eu când trebuia să vii la mediu, tu nici n-ai intrat acolo. Ce vorbi despre ce? Asta la mediu, domnule. Hai, din capul. Ți-am zis, băi, du-te măcar semnează acolo că ai fost. Ce vorbi despre ce? La AGA, ADIS sau ADIM, reprezentanții votează ce au votat Consiliul Local. Și nu mai atâta, și numai atâta să vorbești acolo, domnule. Tu te duci prea să votezi atâta așa. Corect. Votul e prin corespondență. Foarte frumos, de exemplu. Păi da, dacă se trunește. Dacă e votul din spune corespondență, de exemplu, așa te mai aici acolo. Păi nu mă mai duc. Ce mai duc? Nu mai. E bine.
Asta vreau să vă zic. Și ținând ce spuneați dumneavoastră de rezidual și reciclabil, când zic tare ușor cu reciclabil, nu știu ce, dar faceți diferența între cantitate cost la rezidual și la reciclabil, să vedeți care îi. Ținând cont de cantitatea la reciclabil și la rezidual și costurile la fiecare. Că mult mai mult se ridică la rezidual decât la reciclabil, la cât se adună. Și de-aia zic, în Comisia de Buget Finanțe... Eu spun, în aia 10 ani zile cât am fost, eu am organizat pe raza Poponii și veneau și luau și mașinile de spălat și asta... Dar și acum ai organizat depozitul pentru voluminoase și așa, este la primărie, este afiș acolo. Dar cinți o lată și ție la primărie, de aceea mașina prin sate, prin comun. Păi acum nu merge, acum merg, sunt puncte de colectare. Oamenii aduc aici și vin odată la jumătate de an pentru voluminoase. Domnul viceprimar, domnul consilier, cunoaște lucrul ăsta că... Poți să-ți prezent aici? Doi, da, așa e, eu nu cunosc nimic. Păi da, spuneți altceva. Nu vreau să... Asta, doi, vă spun doi. Cu pieturile te-am rugat, te-a ședință, mai faci pentru pieturi cât mai multe să fie de poțuri și dați-le să le dea contravaloare. Nu ne dădea, de exemplu, spune că este contravaloare, ori ducea niște copii de excursii, ori să făcea ceva. Acum să vin în bugetul local, că doamna primară a zis că cum să face rost de bani, uite așa câte o leagă, că puținul cu puțin, și într-un pahar, dacă e câte o picătură, câte o să umpli. Să ne plătească nouă reciclabilul? Da. Da, domnul. Dar să vă prezinti. E contracost. Rău, este autorizat să ridice și rezidu. E contracost, că ți-am reciclezi, e contracost. Da, asta e vorba de fondul din mediu, din scade, din... Eu ce vreau să spun. Păi din scade, nu îmi plătești efectiv. Reciclabil. Nu, și nu mai face că noi am dat... Da, dacă este scurs, contra cost. Asta era zero, 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 nu era... Dar și acum, adică, mă duc, se duc, este cu la 3 ani, se duc cutii de bere, e 0,70 kg. Și cum, noi primăria să alegem cutii de bere? Nu, dar eu ți-am zis voi, primăria să le alegem. Când ai zis voi, noi primăria, ce înseamnă cu noi primăria? Noi, adică noi, cine? Care ne ocupăm. Cine e? Eu, obicei, executiv. Nu am zis niciodată chestia asta. O întrebare a dumneavoastră. Chiar nici nu mă gândeam la chestiile astea. Dar în Comisia de Buget Finanțe, noi nu suntem de acord cu proiectul ăsta. Am discutat, m-am analizat. Dumneavoastră faceți și știți ce vreți. Da, mai sunt discuții. Să punem la vot. Cine este pentru? Eu mă abțin. Cine este împotrivă? Abțin. Se abține cineva? Eu. Domnul Gărățanu și domnul Gărățanu. Mă abțin din cauza că nu avem toată informația deocamdată. Experții ăștia, dacă sunt experți, asta din s-a ducea mult mai multe informații. Au fost niște experți acolo. Experții ăștia, de exemplu, normal, noi tot zicem să vină experți, să vină oameni profesioniști și oameni specialiști. Asta. Dacă experții ăștia nu au fost specialiști și au făcut comparația, eu nu știu, cred că o să ajung la instanță, ceva o să ajung cu ei. Dar, într-adevăr, este și cât au fost înainte, 318, au fost exagerat de mult. Cu tot luat pe rog. Și urmă, vreți să zic, o câștigat și cu București. Cu... Deci, ca să concretizăm acest vot, voturile, după cât îi cunosc eu, care se abțin, se totalizează la voturile împotrive. Nu, noi vă consemnăm, dar vreau să știți, deci, că acest proiect... Domnul, nu că să știți, domnul viceprimar va vota nu. Dar normal că sunt mai mulți nu, normal, da. Că era logic. Nu, dar poate cineva nu înțelege, sau chiar domnul viceprimar, că mai, mai nervos, un pic mai supărat. Nu e nervos, că domnul, nu e nervos, nu trebuie să superi, într-adevăr, din niște lucruri. Dar nu supărat. Da, acum suntem la punctul 4, la diverse. Domnul Gărățanu. Nu, normal, puteți să-mi iau. Aici ridicam mâna, eu ceva pe așa, sau aici ai gând la gând cu bucurie. Da, așa. Doamna primară, eu pun două întrebări. La apa și canalizare aveți dirigente de șantier? Încă nu. Nu, înainte ce s-o lucrat, ați avut dirigente? Trei dirigente. Dacă ați observat dumneavoastră, că unul vice-o dus acolo la mănăstirea Pusolea, că nu a pus tot, nu mai pune în ghez. Canalizarea e făcută față de drum. Ea, normal, trebuie să fie la nivel cu drum. Dacă ați observat, este mult mai sus
Asta. Nu știu cine a dat nivelul, nu știu cine a verificat, nu știu cine e asta, dar să știți că să fie o problemă mare. Să mai vorbim o dată despre ce s-a întâmplat și o să nu, stați un pic, astea sunt lucruri care ne folosesc și mie și dumneavoastră toată lumea. Nu vorbim aici foarte frumos. Deci dacă vă aduceți aminte, noi am aprobat și în Consiliul Local plata unui expert, da? Ei, deci am avut doi experți. Unul care a fotografiat în interior, pe sub pământ, toată lucrarea și un alt expert care a făcut expertiză la exterior. Deci toate aceste expertize sunt consemnate exact acestea și încă altele, exact, ca nereguli. Sunt foarte multe nereguli. Suntem în faza în care o să scoatem această lucrare iar la licitație și cu Doamne ajută să vedem și societăți o să mai înscrie. Bineînțeles că aceste societăți care se vor înscrie au luat la cunoștință și de aceste nereguli care vor fi imputate și se va naște un proces. Așa, față de societatea, de acea societate care a făcut lucrarea, care a executat-o. O a doua întrebare, tot cu apa și canalizarea. Ați luat ceva în primire și s-a lucrat până acum? Dacă nu? Că știți de ce vreau să vă spun? Dacă vă duceți... S-au furat căminile și capașii. Capașii, da. Știm. Am văzut foarte, foarte multe capașii. Da. Eu ce cu pe pomul ăla? Capașii la fântâni. Poftim? Pus pe fântâni. Capacele de apă, nu i-am văzut eu. Capacele de la tuburile de drenaj, nu am văzut. Alea sunt puține, astea alea puține sunt poate. Pe ieri am pus noi din lemn. Da? Am luat alte grene, am văzut, le-am pus grămadă. Și alea sunt poate, erau un șurub unele prinse, nu știu. Dar astea care sunt puse deasupra betonului, cum v-ați spus? Nu am oprit o dată de curățat. Spuse, efectiv, atât. Care sunt scris în oraș. Și nu era în oraș, sprinse, sunt băgate niște urechi care astea sunt puse betonul și alea, cadrul ăla care-i pus acolo, e prins cu urechi în beton, nu poți să o scoți. Și după aia când-i băgat capacul care-i băgat, nu poți să o iei asta. Mă uit așa, dar aici n-am oprit niciodată să mă uit. Că spuse ele îți vine de tuburi turnate fixe și pus că e capacul deasupra. Normal, foarte simplu, sunt urechi și țigane. Mai am o întrebare. Dar nu zic... Să scoată și tuburile, dacă mai vreau. Nu, tuburile au scoate. Nu, zic compozite, zic plasticale, nu, nu le iați. Ce? Capacele. De plastic, nu-s de fondă? Nu. Nu zic că-s de fondă. O a doua, o a treia întrebare aș avea. Am spus-o și o mai spun încă o dată. Cu iluminatul public. Auto-vești. Nu, cu foto-fotbaci. Pe Valea Mănăstirii, dacă ați văzut că este... Un din ăla care are bateriile în voltarele, acolo corbă la cucu. Sorin. Știu. Sorin, ai văzut, îi dați jos. Iar nu merge. Ați zis că ați faceți, aveți garanții la părerea pe părerea mănăstirii. Nu mai avem de-am trecut. Da. Așa ați zis, în președinți care zice. Da, am trecut. Și nu au venit deloc. Nu au venit și au considerat că întrevesc în ochiute bateriile care s-au... Nu știu, era garanție, cu garanția aia de exercițiu. Iar la astea, la acumulatoarele astea la care sunt puse înainte, asta, eu vă spun ce este la o baterie, la mașină, dacă nu mai completez cu acest, nu mai completez, normal că sunt niște. Am completat două ori la alea, cu trestea. Nu mai ține, el trebuie să vezi și... Acum, ca să vă spun sincer, deci ați observat că înspre Mănăstire sunt puse becuri, da, am văzut. Ca peste tot. La rețea. Da, la rețea. Pentru că suntem tare mulțumiți de acest proiect. Am primit doar adresa. Urmează să vină și sumele. Ne restitui mediu sumele care le-am cheltuit cu proiectul. Deci un proiect finanțat. S-a terminat proiectul? E terminat, încheiat. Am mai început noi. Am vrut să mai începem încă unul cu restul care nu este pus. De asta să cu cetățenii mai vorbim. S-au închis în... Nu au durat câteva minute, s-au și închis platforma. Mai vor becuri în ea. Știu că și noi mai vrem, că ne convine, dar... Dar mai sunt din astea. Da. Alea pe vechi consumoare. Mai mult, da. Dar să cumpărați becuri de astea, nu numai LED-urile astea, să punem la alea...
La un moment dat am stat să analizăm un pic ordonanța asta cu austeritatea, care se referă la reducerea cheltuielilor. Și eu plătesc impozit și domnul vice plătește impozit. Eu să am bec și domnul vice să n-aibă bec, nu este corect. S-a invers, el să aibă bec și eu să n-am bec. Și sunt cetățeni care, într-adevăr, a spus, sunt buliți care nu sunt puse. Așa. Nu l-a dat și unul nu. Da. Și de asta ne mulțumim. Da, că din cauza că au văzut în restul comunii, că spus da. Stâlp la stâlp, și pe bună dreptate are baba Ileana sau Bărea Gheorghe. Dar știți și dumneavoastră că legal este unul da și unul nu. Păi da, trebuia să puneți toată comuna așa. Eu trebuia să pun primarii care au vrut să-și ia votul, sau care nu mai spun, că au văzut cu 500 de lei stâlpul, sau și-au mai cumpărat acolo. Au fost primară ales, doamne, de ce spuneți? Numit. Păi, numit, așa, ăștia numiți, așa fac. Păi, păi dau și cum să vă zic, e greșit. Și vă dați seama, dacă iau să-ți șocu stâlp lângă stâlp, te duci și ei acum, ei vor toți stâlp lângă stâlp, normal. Că eu de ce am și dumneavoastră nu aveți să nimeni. Și pare corect, da. Da, dar corect este unul da și unul nu. Dar, na, acum oamenii... Să fim sănătoși și să nu ne oprească lumea de tot. Și o singură întrebare, nu o singură, o rugăminte aș mai avea către vecele primare, aveți ăștia în ajutor social și ăstea cu oarele folosul comunității? Ei a zis, plac banii astea, sunt niște bani, de exemplu, uite, cât conosc pe Valea Mănăstării, unde stă Mica. Care e Mica? Ermina. Are o iarbă în poartă, mă, iată Dumnezeu, eu pot la Mănăstării și văd parcă... Îmi sare așa ochi, nu știu cum să vă spun, mă simt eu așa jignit. Dacă nu-mi vine, să vă duc eu într-o sâmbătă să scosesc asta, sincer, acum. Da. Duceți, vă facem un eveniment al comunii, chemăm și doamna să filmeze. Da. Dar în serios, dar nu e un eveniment? Dacă vă duceți scosesc la porți Leoanda? Dacă vreți să vă fac, vă fac cu asta, comuna fără... Păi cred că ar trebui să faci. Fără asta. Că să vă spun dumneavoastră, anul trecut sau... Că ăștia nu știu să fac cariari, domnul, credeți că... Nu, nu. Când făceam cimitirile, când făceam cimitirile cu băieții mei, v-am spus sincer, părintele Augustin aducea niște bieri, de exemplu. Am făcut și Ciuturești, iar tine s-au spus că nu, domnule, de exemplu, dar să faci campanie electorală. Să-ți lăsă vădă. Și de-a pus, de când mi s-a spus chestia asta, chiar n-am mai încercat nici să fac și nici n-am făcut. Acolo da, domnul, că înseamnă, dar dumneavoastră suntem un om credincios. Așa vă știm și știți cum e, că cineva îți dă o palmă, trebuie să-l duci și obrazul celălalt. Am întors și deci, păi nu trebuia să nu vă duceți, din potrivă trebuia să mergeți în continuare. Da, dar nu cred, acolo e vechi treaba. Cu sela nu trebuie să duci. Cu preotul de acolo, nu? Nu, nu, nu. Ai cum să nu? Nu, nu, zero. Da, din începuturi, cum să spune, știi? Pe cuvântul meu, dacă am ceva, uite, să mă ridic de aici, vă jur. Am zis că aveți ceva. Legeți. Nu e adevărat, n-am nimic de zis. Sincer, eu chiar sunt cu prieten. Sincer. Dar nu era vorba de părintele Fime. Filip. De părintele Fime. Chiar n-am absolut nimic. Doar cu... Cum se cheamă? Cu ce? Biserica. Nu, nu, nu. El ca apel. Să vezi că eu acum am ajuns la concluzia, copilul care nu plăci nu-i de mama piept. Și nu mă solicită. Nu ați ajuns la concluzia asta. Nu, uite așa, din întâmplările mele. Din plățări. Poftim? E curat în cimitir. În comparație cu cimitirul de la Odovești. Nu e atâta București. Și acolo Odovești nu e curat, să vă spun sincer. Uite, dacă n-a s-a curat. Nu e atâta București ca la aici. Ca la București. Buruiana asta, așa se cheamă, ce când București. Da? Da. Asta care e la noi aici, la Odovești, București, se cheamă... Păi, dar cine am văzut? S-a dus la București. La Valeria. La Valeria? Nu le dați serios că nu știu cum a ajuns, acum sincer am ajuns la Stierbu în Ograda. Mie era acolo să fie acolo și a zis, păi, sămânță. Dar e în fața primăriei. Sămânță. O dus o vându. Da, mă, da, mulțumesc. Da, mai... Sunt dispuți, mai aveți probleme, mai doresc ceva să mai... Cum mai bine fie cu reșit, ce dispuți? Atunci, de fapt, ședința vă mulțumim. Ce doamne, mai rău, uitați că am omis eu să vă spun, că probabil mă așteptam, cred că să mă întrebi domnul Gălățeanu, că de ce întreabă, cum de nu m-ați întrebat, că nu v-am anunțat că a fost parte primăria. Sincer, uite, sincer vă spun, sincer, am auzit ceva. Ați auzit? Am auzit. Doar ați auzit atât... în moment ce era aici în față mașini de poliție, ca la... Nu, dar, doamnă... Că lumea plătește, în fel și chef. Așa este. Atât s-a discutat o zi. Și s-a pus... Da,
Dar eu am rămas foarte surprins, acum nu vă spălați pe mine, eu chiar am rămas surprins. Ați înregistrat ședința? Nu, dar dumneavoastră, dacă registrați cu asta. Nu pot, nu. Eu nu pot cu niciunul. Dacă registrați, doar la acolo ce am dat.